10 iunie 1933. Ieri a fost aniversarea mea. Am împlinit 17 ani. Nimănui nu i-a trecut prin cap să mă felicite. Am fost tare tristă. Cei mai frumoși ani ai vieții mele trec fără să se întâmple ceva. Vreau să iubesc, vreau să fiu iubită. N-am impresia că viața mea actuală a intrat într-o pauză. Fapt e că trăiesc în intervalul dintre două epoci. Îmi simt inima năpădită de o neliniște atroce. Simt ce resimțeam când nu știam lecția la matematici și profesoara intra pe ușă. Rău de care sufăr acum e singurătate. Nu mai am răbdare să citesc. Nu mai am chef să rămân acasă. Vreau să rătăcesc pe străzi gălăgioase, singură printre trecători indiferenți. De ce? Mă întreb într-una, de ce? Biet scumpul meu jurnal. L-am abandonat de 15 zile. Ce am făcut în aceste zile? De toate și nimic. De toate pentru că am dat examenele mele pentru clasa a cincea și le-am luat destul de bine. În țara orbilor, chiorii sunt regi. Dar totodată pot spune că n-am făcut nimic pentru că toate astea sunt pentru mine un instrument necesar pentru a atinge momentul în care aș putea face ce-mi stă pe inimă. Dar până atunci e încă drum lung. Trebuie să mă gândesc la prezent. Ei bine, prezentul nu-i deloc faimos. De la fereastra deschisă privesc în grădină. Ploaie fină. Iarba verde pe jumătate acoperită de petalele căzute din pomi. Sărmană Jenny. Iată paradisul colea sub ochii tăi. Și totuși cât de departe de tine. Sunt la operă, recital de dans dat de Floria Capsali și Gabriel Negri, iar hiplin. Floria Capsali mă emoționează și înflăcărează. Mi-ar place să o văd dansând o viață întreagă. Decor frumos, lumini superbe, costumele se armonizează perfect. Domnișoara Acterian, e adevărat că vreți să scriți un roman? Și dacă ar fi așa? Sunt de părere că ar trebui să o faceți. Ne trebuie și nouă Catherine Mansfield. Mă măguliți, domnule. De fapt, am încredere în viitorul meu. Nu e o fanfaronadă. E doar o simplă încredere în steaua mea. Scriitorul care n-are încredere în sine nu poate scrie. Și dacă scrie, scrisul lui e egal cu zero. Atunci, scrieți! Sunt convins că o mulțime de curioși ca mine așteaptă să vă citească. Astăzi trebuie să încep să scriu novela mea. Nici măcar nu mi-am cumpărat caietul. Sunt plictisită. Sunt incapabilă să încep ceva. M-a fulgerat un gând. Dacă mor în scurtă vreme, așa nitam nisam, din cauza unei boli stupide. Așa ceva s-a mai văzut, nu? Din codru rupe o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Ai auzit? Jenny Acterian a murit. Cine ar fi crezut? Ea care pugnea de sănătate? Pentru ca până la sfârșit totul să fie uitat. 1 iunie 1933. Plec la Techirghion. În tren sunt singură, adică fără cineva care să mă cunoască. Aș dori un tren care să nu se oprească nicăieri. Un tren cu care să călătoresc fără oprire. Am ajuns. Camera mea e rece, ca
ca o cameră de spital. Hotărât că nu mai pot citi ca la București. Am nevoie de distracții. Plec la Constanța după amuzament. E o schimbare. Câtva timp am încetat de a mă plictisi. Până am să mă obișnuiesc și cu Constanța. Sunt atât de lucidă că mă înspăimânt. Mi se pare cu claritate că viața mea va fi o lungă, lungă plictiseală.